În acest sfârșit de săptămână, la Botoșani, va avea loc cea de-a șasea ediție a festivalului concurs al romanței, cântecului de petrecere și satiric George Hazgan. Evenimentul este unul cu totul deosebit, dedicat atât iubitorilor de romanțe și cântece de petrecere, cât și tuturor botoșenenilor care vor să petreacă o seară deosebită cu atmosfera cântecelor de altă dată. Festivalul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani, iar la eveniment vor participa concurenți din toată țara și soliști deja consacrați. Va avea loc întâi concursul propriu-zis, și apoi va fi gala. În gală, anul acesta ne-am propus să o aducem pe Ștefania Rareș, o îndrăgită interpretă a cântecului de petrecere și a romanței și nu numai, chiar și cântecul tradițional folcloric. Șefii de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale spun că acest festival este unul dintre puținele de acest fel organizate în România. Sperăm că va fi bine, sperăm că publicul ne va onora cu prezența. Am lansat invitații care se găsesc la sediul Orchestrei Rapsozii Botoșanilor. Cine vrea poate veni să-și ia invitație. Chiar Festivalul de Romanțe nu este chiar la îndemâna oricui, sau sunt 3 sau 4 festivaluri în țară. Dar noi avem facilitatea de a fi având pe George Hazgan din județul Botoșani, deci de la Fârful Câmpului. Ne-am propus să promovăm muzica lui și celor care poate că nu știu. Festivalul va fi organizat pe scena Casei Tineretului din municipiul Botoșani și va debuta astăzi de la ora 18. Soliștii vor fi acompaniați de Orchestra Rapsozii Botoșanilor.